Poliția face ordine pe calea Rahovei. Mașini parcate în intersecție, pe trotuar, în stația de transport public. Dacă ar face asta în mod permanent și ar aplica amenzi, nu cred că ar fi mulți amatori să plătească amenzi săptămânal sau lunar. Dar dacă o fac asta din când în când, oamenii mai speră că lor nu o să le se întâmple nimic. Plătesc o dată pe an amendă, jumătate, și iese mai ieftin decât locuri de parcare. Plată. Femeia este în soare, dar bărbatul stă în mașină și se joacă pe telefon. Probabil a pornit aerul condiționat. Bine, nu se joacă, caută niște numere de telefon. A, bine, bărbatul e jandarm, el e cu ordinea publică, polițista constată. Tot iau fiș și șofer. Șoferul și-a pus și centura. Măcar când vorbește cu poliția. La stație oamenii vorbesc despre legalitate. Ori lege pentru toți, ori pentru nimeni. Strada Sebastian.